Sekou Camara s'exécute repede Cyril Zabou. Celea, un balon care ajunge în zona sa. Nu e puțin adevărat, Sekou Camara încerca să-l destabilizeze pe fundașul Chindiei. Jocul însă a continuat, iar dacă Sekou Camara ar fi rămas în picioare, ar fi fost probleme pentru poarta lui Cătălin Căbuz. Botoșaniul continuă să se chinuie. Nu sunt probleme pentru apărarea pregătită de Toni Petre. Iese din dispozitiv Tibi Căpușă. Intervenție sigură a capitanului Daniel Neguț. A încercat din prima jocul Shaquille Snow. Nu funcționează nici această strategie. Aici Celea îl pune puțin în gardă pe Căbuz, care joacă bine. Preluare deloc rea pe care a reușit-o acolo Andrei Șerban, însă până la urmă pierde acel duel. Este fault, evident. Olandezul Snow. Da, nu centrează rău, o face în 6-7 metri. Cătălin Căbuz nu riscă să rețină acel balon, nici nu prea avea cum. A preferat să-l boxeze. Atenție aici, Neguț, și este fază care aduce lovitura de la 11 metri. Incredibil. Lara Cyril Zabu. Incredibil și acest lucru pentru că Daniel Neguț, capitanul Chindiei, este păcălit prea ușor, de acolo pleacă totul, din flanc, minutul 32. Tibi Căpușă, dezamăgit de decizia centralului Andrei Chivulete, cred că problema a fost una în defensiva Chindiei cu neatențiat. Aici ce se întâmplă cu Neguț, vine o centrare cu balon deviat de Akhmatov și Tibi Căpușă, care a încercat calitatea materialului din care se făcu tricoul celor de la Botoșan, trăgându-l pe Cyril Zabu. Lovitura de la 11 metri corect acordată, minutul 33, moment extrem de important al meciului de la Ploiești. Șansă pentru FC Botoșan să revină în joc. Andrei Chivulete are acolo atenția distributivă ca nimeni să nu atingă linia careului, ca toată lumea să fie într-o poziție regulamentară. Tensiune la Ploiești, se lasă liniștea. Chindia Târgoviște în fața celui mai greu moment. FC Botoșan beneficiază de o lovitură de la 11 metri. Cătălin Căbuz concentrat și este gol! 1-1. Este reușită fără probleme, semnată de Sebastian Mailat, care trimite sigur pe mijlocul porții. Își alege colțul Căbuz. Și iată cum FC Botoșan, fără să impresioneze, mai mult chinuindu-se în Celea pentru Denis Dumitrașcu. Ușor dezorientat Daniel Popa, intervine aici Popa, joacă pentru Dumitrașcu.
Zabu, excelent, mai departe pentru Mateu Santos. La fel ca în cazul Chindiei, echipă care marca norocos în minutul 3 și după ce a reușit avea atitudinea de siguranță și pasa dezinvolt, se întâmplă și în ceea ce o privește pe FC Botoșan, trupa lui Teja, după golul egalizator, de impresia că